Dorele, ai grijă cum îmi speli mașina să nu o zgâri! Veniți, băi, repede să-l vedeți pe Dorel! Așa alunecosule dansează! Vreau să văd mișcări elegante, grațioase, de balet, ca o lebădă! Sare așa, bulbucica, îți spun sigur că nu te uzi deloc! Haideți, doamna profesoare! Șaormica, ești sigură că ne ține asta pe amândoi? Bine ați venit, domnule director! La revedere, domnule director! Ne vedem la spital! Bau! Bă, prostovane, am făcut pe mine! Să-l vedem acum pe foaie. Se lovește drept în coate. Uite-o și pe umezica, sora geamăna lui Bulbucica. Care-i făcut, bă, gardurile astea așa? Te-a făcut măta cu... cu cracii lungi! Fata de sticlă. Ia vină încoace gustosule să-ți mestec un pic maieul ăla. Cred că e frage de stare, umplutură de șaorme după cum îl văd. Poți să treci pe aici, că e mică apa. Hai, Pocnica, intră în mașină. Începe festivalul idioților. Arată-le, mă, tu. Cum se face? Începe emisiunea, nu mai am dinți. Bun, ia să vedem care este problema. Bă, nesimțitule! Domnișoară, sunt doctorul dumneavoastră, trebuie să vă examinez ca să vă pot ajuta. Cele două montaje scurte cu mine și cu puiuletele sunt făcute de unul dintre cei mai buni fani ai noștri. Am pus în descriere links pe canalul lui YouTube. Ne-a plăcut așa mult ce a făcut pentru noi, încât am vrut să punem și în acest clip ca să le vadă cât mai mulți oameni. Veniți, bă, repede să-l vedeți iar pe Dorel! Unde pleci, mă? Mă duc până în China, șeful! Bă, Dorele, plasa aia de insecte pe care mi-ai pus-o era găurită? Mi era șeful, dar fiți fără grijă, i-am dat eu o gaură mare ca să intre cât mai mult aer. Vine o vârstă când îți pierzi dinții. Dorele, ți-am zis să te speli cu apă și săpun. Da, șeful, dar dacă tot curgea din mașină uleiul ăsta murdar de motor, era păcat de el să se piardă. Mamaie, ce cool ești acolo în față și nici măcar nu știi să nu-ți, ce curaj! Nu da părți! Bă, și ți-am zis de 1000 de ori că pantaloni ăștia nu rezistă la bășini. Acu așa să stai cu gaură în fund. Miau! Uită-te acolo! Mac, mac! Mac, mac! Concursul de Formula 1 continuă. Chiar în aceste momente se dă lupta decisivă. Cei doi boliți de mare viteză sunt foarte apropiați. Orice se poate întâmpla. Băieți, veniți repede să vedeți o păsărică udă. Hai mai repede, că acum ești arsă cu un prosop și nu mai prindeți udă! Haideți, bă, să vă uitați la o păsărică mișto! Dorele, fii atent să nu cazi în gaură! Ce-a zis șeful? Pârtie!